Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un primul nou episod din seria noastră minunată de Players Unknown Battlegrounds. Fraților, de această dată o să dăm și noi arena solo. Mi-am dat aici la Giorgopol, pentru că avionul a trecut, bă, sincer, relativ aproape. Dar nu știu că și-au dat foarte multe persoane, pentru că mai erau destul de multe locuri unde puteau să se parașuteze. Mă uit aici, bă, nu văd mai pe nimeni. Deși trebuie oricum să avem grijă că pot să fie ăștia pe peste tot. Bineînțeles, bă, înainte de a începe, și apreciez foarte mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like. Fraților, haideți să strângem cât mai multe like-uri dacă doriți, bineînțeles, să continuăm această serie. Bineînțeles, este și lăguțul de început. Mi s-a părut că aud o mașină, cred că-s paranoic. Este și lăguțul de început, adică puii mei, de fiecare dată, frate, când intri pe server, trebuie să fie la început lag. Nu știu de ce, dar trebuie să fie la început lag. Am apăsat de 3 ori cât să mă ridic și m-a ridicat foarte, foarte târziu. Ok. Uite, am dat click dreapta. Am not enough space. Aha. Hai să ținem minte că aici e medkit. Trebuie să găsesc un rucsac înainte de toate. Să ținem minte că acolo e un medkit, că ăla o să mă aștepte foarte, foarte mult. Sper. Uite, painkillers. Mamă, câte chestii și eu nu pot să le iau când am rucsac, ești nebun. Fuck it. Hai repede cu chestia asta, vedem cercul, bă, e destul de aproape, e ok. Nu e gen fix, fix în capătul celălalt, cu drum mag. Dar n-am rucsac, nu e fix în capătul celălalt al hărții, gen, știi? Deci e destul de ok. Bă, dar încă este lag. Deci 3 medicale și nu pot să le iau. Aici am fost, n-am fost. Deci încă este lag. Ok. Am să mai jucăm așa normal, gen third person, cum ar veni, clasicul. Pentru că, păi mei, foarte mult, stai să pun și eu cu hidro pe pistol. Deci uitați ce chestii de căcat am găsit până acum, frate. Uite, cască de 2, o grămadă de hidro și n-am un rucsac. Un rucsac am nevoie, frate, și nu am. Un rucsac. Degeaba, uite, scău pe aici de 2. Bine, am unul, dar degeaba că nu pot să-l iau. Uite, OMP. Și încă este lag, se simte. Lol. Carcă. Opa, bun. Deci fiți antrenat, pe sfâ. Acum. Deci e mare delay. Comentator de sâr. Ok, aici nu. Bă, deci pe antenă, sunt nevoit să schimb blocul. Și după aceea o să trebuiască să mă întorc aici. Pentru că nu am găsit rucsac. Așa, casca de 2 e bine cu ea. Polizează volumul. Ah, meh. Liber pe aici. Uite un redot care îmi place mie foarte mult. Ok. Și rucsac găsim și noi? Nu știu, zic. Am apăsat F. Am apăsat, mai apăsat o dată. Lul, ce lag e, bă, frate. Deci cred că arena asta e bugată rău. Bugată în sensul de leghi-leghi, știi? N-ai cum să joci în halul ăsta, mă înjur. N-ai cum, efectiv, gen, nu poți lua itemele de pe jos, cum trebuie. Vă dați seama, gen, să-l omorâți pe unul și să-l lutați un cadavru pe care teoretic ar trebui să-l lutați într-un, nu știu, în 10 secunde, lutați în 10 minute, ești nebun. Deci dacă nu primesc mai repede un găzdan, mă enervez și îmi bag piciorul. Mă enervez și îmi bag piciorul în el de oraș. Un ghiozdan n-am găsit. Coaie, un ghiozdan. 762, nu mai am să care, ești nebun. 8 kituri, n-am un ghiozdan! Pă, deci nu mă jur, mă enervez rău de tot. Am ajuns aproape la tavanul celei de-a doua clădiri. Uite, găsesc vestă de 2. Polis vest level 2. Incredibil, doamne, incredibil. Mi-a dat un rucsac de căcat de 1. După 7 ani de așteptare. Hai acum să mă duc până sus de tot și după aceea ne întoarcem și luăm ce am ratat. Și poate vezi că vine altul și lutează altul cum ar fi. Uite, quick draw de SMG. Ia de aici quick draw, my friend. Ce e aici? Quick draw. Încă un quick draw de SMG. Oh, car. Cred că nu mă ajută. Adică... Sau mă rog, aș putea pune, uite, 2x scope-ul ăsta pe la că e. Extended ăsta n-am pe ce să pun. Hai să încărcăm carul. Măcar gen dacă îl vedem pe unul de la distanță, trag în el cu carul, știi? Măcar așa. Lol. Încă un car. Da, încă un car. Și încă un polis de level 2. Ia să vedem cineva pe aici prin zonă. Bă, pare a fi liber.
Sincer, pare a fi liber. Ok, să ne întoarcem. Nici nu știu la ce etaj am lăsat toate nebunile alea. Pe undeva paci, paci. De 70 de ori mai luăm. Uite, extended quick draw, bun. Hai să și încărcăm că e extended. Aici este 8 kit-ul. Flash hider, bă, îl luăm dacă e. Aici nu mai e nimic. O să leg așa, o să-mi pun arma în spate. Și după, mamă, și cât timp am pierdut practic, ia uite, fiantă, îmi vine și cercul acum aici nebun. Nu știu dacă mai este ceva în blocul ăsta, nu știu, dar eu mă duc direct în ala din mijloc, nu mai stau aici. Că mi se pare că pierd foarte mult timp și vine și albastru. Chit că prima albastru știți că nu dă foarte mult damage, dar tot nu-mi place să pierd timpul. Nu-mi place să intru în albastru, frate, efectiv. I don't like it. Așa că mergem aici. Și hai să ne mai uităm o dată la tot ce este pe aici. Am văzut acolo smoke, flashbang. Asta nu le iau, că sigur nu o să apuc eu să le arunc pe toate. Și așa am destul de multe. Un gasken acolo, nu cred că am ceva ce cu el. Mai sunt deja 60 de persoane, frate. Deci uitați, nici măcar efectiv, uite, 59 de persoane. Nici măcar nu s-a strâns primul cer complet. Și deja au început ăștia să moară pe capete, mă jur. Uite, un 8 kit l-am văzut acolo. Dar vreau să le iau și eu așa în ordine. Ba, 8 kit-ul, bă, destul de ok. Mai slab cu armele. Cu hidromag de ar, mai slab cu armele. Dar așa, uitați cât de bine stau pe medicale și pe astea. Am armură de 2, cască de 2. M-am enervat la început că puii mei nu-mi picază și voi nu-mi pica nici de al dracu, frate. Am fost aici. Am fost, nu-mi pica nici de al dracu, să mor eu. Un rucsac. Și chiar și așa, uite, un rucsac de 1, slab. Uite, medkitul. Am luat medkitul. Acolo mai era ceva? Nu cred. Păi știu, să mai fie niște pastele și niște de-astea. Uite aici, pastile. Și cred că cam atât. Mai sus nu știu dacă mai e. Nu, mai sus e tavan. Am înțeles. Bun, deci am un medkit mare, 3 first aid-uri, 3 energizante și un painkiller. Eu zic că sunt beton. Cu hidro de SMG am, cu hidro extended de ar, de ar, de ar. Am 2x scope pe car. Ok. Și acum trebuie să mergem să căutăm mașină, repede, repejor. Nici nu prea am foarte multe gloanțe, uitați, 75 de gloanțe mai pe UMP. Și 75 de gloanțe, sincer, dacă încep de la distanța așa să dai un spray pe unul, de-abia de să ajung, mă jur. De-abia de să ajung. Oh, uite un buggy. Hai că stăm bine și pe mașină. E cam frică pe aici singurel, to be honest. Și aș vrea să mă opresc și la hangarele alea. Chit că acolo, dacă gen campează cineva, sunt mort. Dar e loot bun. Poate găsesc o armă. Poate. Mamă, uitați-vă câtă benzină are bug-ul ăsta, ești nebun. Full, full pe benzină, fratele meu. Da, e lag. LOL. Deci eu am apăsat... Nu mai zic nimic. N-am spațiu. Ăsta l-arunc. LOL? N-am vrut să le-au... Bă! Gata. Bandaje, chestii, nebunii, rucsac de 2. Bine. Bun. Stai să mă duc la asta înainte. Să fim așa atenți cu ochii în 4, că vine și albastru. Ia uite, painkillers. Bun. Vine pe painkillers. Opa, rucsac de 2-2-2. Am văzut că e altă culoare și gen am crezut că e de la de 3, știi? Uite aici și cască de 2. O, da, uite bă frate, o armă mai de Doamne ajută. Luăm M16-le și jucăm cu M16-le, puii mei. Aruncăm 9 mm. Iau înapoi că noob. Extended mag. Și redotul ăla. Sau scarul, frate. Cred că mai e ok scarul, părerea mea, nu? Ia să vedem scar. Extended mag. Red dot. Și aș putea pune angle, foregrip și de-alea. De ce mai am spațiu de 5-56 ori? Am prea multe? Cred că am prea multe. Uite și backpack de 3. Și hai să o tulim că... Asta așa se beau acum un energizant repede. Bam! Avem un energizant și hai să o tulim că deja ne-a prins albastrul din urmă. Mamă, ce lag e. Deci e lag mare. Credeți-mă pe cuvânt, e lag foarte mare.
O să fie o oroare, frate, să joci cu lagul ăsta. O oroare. Și nu-mi spune că trebuie să trec pe lângă munte. Rip. Trebuie să o să trec pe lângă munte pentru că altfel clar e dusă rău. Mamă, că trebuie să ocolesc. Și o să stau în albastru, vă dați seama, bă, bine că am băut energisantul. Hai că poate, uite, de aici aș putea să-l prind din urmă. Haide, Baghiul, am încredere în tine și în forțele tale. Dă-i șpan în față. Mă apropii, dar cu greu. Și... am intrat, bine. Nu, am intrat de la albastru, nu. Vreau să intru în cerc, bine, gata, forță. Au. Hai venim de să restrânge albastru. Uite, cam pe acolo aș vrea să mă duc. Mamă, deci dacă intram într-un post sau ceva, fraților, încă o dată nu uitați să dați ceva acolo foarte multe like-uri. Dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri. Uite că gen am început chiar rău, frate. Adică n-aveam loot bun, n-aveam ghiozdan, cu greu am găsit unul. Dar bine că a fost aici în hangar, nici armă n-am avut foarte bune, arme foarte bune. Bine că am găsit aici în hangare. Holy fuck! Asta a fost stunt, frate, asta a fost stunt. Mai în GTA 5 mai fai nebunii, dar asta ești nebun la cap. Ok, asta a fost tare. Opa. Din stânga trag băieții din mine. Băi, băieți, băi. Băi, calmați-vă, băi, băieți, băi. Din stânga au tras în mine. Să mă rog, din stânga se trage. Mă, problema este că bagul ăsta nu este mai deloc acoperit. Hai că fuga. Bă, mi-e să nu se restrângă pe insulă. Dacă, uite acolo mă, mai duc și mai lutez ceva. Dacă se restrânge pe insulă, urât. Urât, urât, urât. 44 de persoane rămase. Nu m-am întâlnit cu nimeni până acum. Cu nimeni, nimeni, nimeni. Dar e o arenă destul de promițătoare, sincer. Mai ales la câte medicale am. Chiar e foarte promițătoare arena asta și putea face treabă bună. 42 de persoane rămase. V-am spus, nu trebuie să vă bateți, frazor. Trebuie, pui mei, scopul nu este să vă bateți. Scopul este să câștigați. Mamă, sper că sunt deja pe full auto. Mamă, uite ce lag e, frate. E unul lângă mine, lasă-o zi. E unul lângă mine. Și vreau să-l mierlesc pe frate. Ați auzit? Era aici, în casa, de lângă. L-au zis cum merge încet. Nu știu ce încearcă el să facă. Chiar nu știu ce încearcă omul să facă. Și-a mai venit unul. Deci tipul ăla mă filează, mă așteaptă, nu intră peste mine. Deci sunt sigur
Ok, pe aici pe undeva. Sau nu știu, poate de la lac sau de întârziat. N-am idee, frate, mă jur. Mamă, și mă văd de acolo din dreapta, bă, frate. Eu tot zic că era unul cu mine pe aici. Efectiv l-am auzit, frate. Am auzit cum a închis-o și așa a deschis-o. Și după auzeam pași, gen așa încet, știi? Ok, lasă. Las-o așa, mă duc la etaj. Oricum îl aud dacă e ceva. Mie să nu fie într-o coșmelie de-aia, aici, în căsuța sau mică din stânga sau în coșmelie aia de acolo. Ar putea fi. Și uite unde s-a dus și cercul. Opa, ia uite-l, vedeți? Bă. Mi-a luat bagiul. Lol, mi-a luat bagiul și a fugit. V-am spus că e una aici, frate. Să mor de nu-l prind și l-o mor. Ia uite, s-a dat jos, s-a dat jos. Am omorât. Și mai era ăla prin spate, nu? Da, devenea de acolo. Vai. Ce l-am luat pe ăla de mi-a furat bugiu. N-am mă, mânca mi-ai curu. Îmi furtul mie bugiu? Jegule. Mânca mi-ar curu. Și mai era ăla de acolo din spate. Bă, dar sper să nu mă vadă cineva. De ce o fi lăsat bagiul acolo, nu știu. Se duce motocicleta singură sau nu se pare mie? Bat între acolo. I-am dat și eu ceva de damage-ul ăla. Dă-l în spană de aici. Mamă, cum e arena asta. Și mi-am luat bagiul înapoi. Păi da, pui mei, ce faci aici? Am furat bagiul, băieți? Mamă, și aici cred că o să fie război. Deci aici la căsuțele astea cred că o să fie mare război, ești nebun. Dar intru full auto, mă doare în cură. Oba. Da, e cineva care trage cu silencer în mine. Mamă, ce lag e! Ha, bă!
Ah, ba, da, ca să am nevoie. Uite cât de greu le ia, dar nu e problemă, bă! Am tras destul de bine cu scarul ăsta la distanță, sincer. Și n-am avut scopul, doar și atât. Deci am scos pe aia 2. Și 1, frate, am dat vreo 2-3 hituri, dacă nu mă înșel. Deci, na. Pe acolo se trage. Hai să vedem unde se restrânge cercul. O, sunt bine pe cerc. Mamă, deci 23 de persoane rămase. Hai să avem grijă. E o arenă foarte promițătoare, frate. Deci scarul ăsta e bombă. Aia se împușcă pe acolo, pe la margine. Se trage și dincolo. Uite, vedeți bagiul ăla? Uite bagiul ăla care vine. Trage unul în bagiul ăla, fii antena. Mai vine o mașină. Mai vine una. Bă, bine că n-am tras, pentru că dacă trăgeam îmi dădeam de gol poziția și mă știa tot orașul, ești nebun. Tot satul. Așa, uite ce frumos. Un minut până să restrânge cercul. 21 de persoane rămase. La casele alea cred că se mai bani, nu? Cât dacă nu s-au auzit împușcături. Dar știți ce îmi pare foarte bine? V-am spus că mai era un tip acolo lângă mine. Că dar nu-s nebun, dracu, să aud cum se deschide, se închid uși. Ăla de a încercat să-mi fure bug-ul cu aia. L-am urmărit și l-am omorât, nu vine să cred. Nicolo se trage, de-aia mă uit așa că acolo, gen, vedeți, acolo se restrângă cercul. Deci o să trebuiască să vină din partea aia, mai ales dacă se împușcă. Eu acum sunt pe cerc, deci sunt foarte bine, uite-mă. Nu are rost să mă mai mișc. Și cred că aș pune pe single. Caz de orice. De car ăsta nici nu m-am folosit până acum. Pentru că, gen, carul trage un glonț după aștept să-i terintate, știi? Așa, frate, cu ăsta tragi pac, 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 pac și nimerești, pui mei. Hai să vedem, începe cineva pe dar să alerge? Fix de acolo trage, auziți? Auziți, nu? Din nord. Cred că turn. Tocmai de acolo. Ce și-o dau? Se bat fraierii acolo la marginea cercului. Și de acolo car. Vai de capul meu. Floricele. Ia uite-l. Trei kill-uri. L-am părjolit pe fraier și sunt pe cerc în continuare. Deci trăgeam în marginea asta, băgam și picioare, am uitat de... Sunt pe cerc, ia uite-l. 4 kill-uri. Bine. Ce frumos. Mi-a să nu vină unul din partea asta, știi? De la căsuțele alea s-ar putea să vină. Pentru că nu sunt în cer, na. Ia uite. Cinci kill-uri? Cred că-l văd în iarăbă pe ăla.
Fuguța, fuguța, că nu-i bine. Nu vă bat cu ăla care probabil are un scop mai șmecher. Ok, bă, și am dat și alea damage. Mai sunt 10 oameni, 5 kill-uri. Nu, am rămas. Mamă, cum e arena asta? Ați văzut? Se bat în trei, fac. Ușa mătii! 7 kill-uri. Vai, direct medkit. Ești nebun? Fai de capul meu, bă, ești nebun? 6 oameni. Optic scope. Cinci oameni rămași. Opt kill-uri. Dar mai știe și el acolo. Direct pe kill-ul de pe acum. 4 oameni rămași. Bă, frate, 8 kill-uri, ești nebun? Ia uite-l cum stă acolo. Nouă kill-uri. Mai sunt 2 jucători în afară de mine, nu vine să cred. Aolo, am avut și cerc. Bă, nu sunt bine deloc. Mai aștept aici, ești nebun, iau o gură de apă, frate. Home. Meciul ăsta am fost insane, rău de tot. Fraților, rupeți butonul de like pentru meciul ăsta, să-mi bag piciorii. Hai de capul meu. Aștept, că cine știe pe unde sunt ăștia? Mamă, dar să nu mă prind albastru după. Și să nu fie ăștia aici lângă, gen, știi? Aici e.
Coaie, ce urât am tras, trebuia să las pe single, bă, frate, mamă, mamă. 9 kill-uri, 9 kill-uri, aproape 10 și era să iau locul 1. Mamă, cât de urât am tras, am nimerit undeva în abdomen, unde l-am nimerit, frate? Deci m-am impacientat, l-am văzut, trebuia să-l omor, frate, deci a fost vina mea, ma. Asta este, frate, locul 2, a fost o arenă, haide, ca plămâna, n-am cuvinte, nu știu, deci a fost super șmecheră. Am rupt tot pe arena asta, păcat că n-am reușit să iau și kill-ul final. Bă, brazor, deci ați văzut, efectiv, i-am bătut pe toți cu single și când am pus pe auto, m-a bătut. Deci trebuia să las pe single. Dacă lăsam pe single și trăgeam pac, 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 să nu sară țint, îl băteam, zic eu. Puii mei, bă, brazor, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Andrei și ne-am văzut data viitoare. V-am pupat, pa, pa.